Bună dimineața, dragilor! Ne-am reîntâlnit din nou astăzi cu doamna Simona Băcanu. Vom discuta puțin despre genunțe. Stați alături de noi să vedeți despre ce este vorba. Bună dimineața, doamna dimineața. Simona! Haideți să vedem ce vom face astăzi mai exact. Am înțeles că vom discuta despre genunțe, dar sunt o felul de metode. Da. Să vedem pe care o vom realiza noi astăzi. Eram deja pregătită așa să fac un vopsit de gene, tocmai pentru a îmbunătăți aspectul și a genelor și a întregii expresii a feței, pentru că e un mod de înfrumusețare, da? E un mod de îmbunătățire a aspectului feței. Să înțelegem că veți realiza un vopsit simplu. Da, un vopsit simplu, da, exact. Voi face un vopsit de gene simplu, cu vopsea specială pentru gene și în acest moment mă și opresc 2 secunde să vă precizez că nu există niciun fel de problemă în a face această operațiune, pentru că vopseaua de gene este specială. Este fabricată special pentru această operațiune. Nu sunt probleme de natură alergică, decât dacă persoana este alergică la vopsea în general. Dar sigur că aceste persoane se cunosc și știu care le este problema, așa încât evită această operațiune. Existând și altfel de metode în ceea ce privește vopsirea genelor, și anume laminarea. Știu că și acolo se practică tot vopsitul, da, de altă da, parte. Care este diferența dintre cele două? Laminarea genelor, sau cum este cunoscută, mă rog, în termeni populari, permanentul de gene, da, cu ghilimele de rigoare, îi se spune permanent de gene pentru că este folosită o substanță asemănătoare cu cea care se folosește la permanentul de păr. Prin această metodă de laminare, de fapt, ce se urmărește? Tocmai schimbarea direcției genelor, în sensul de a le curba, da? De a le face să stea mult mai curbate decât sunt în mod natural. Sigur că această curbare ridică privirea și îmbunătățește foarte mult aspectul genelor și al privirii, al expresiei ochiului. După laminare, după operațiunea de încrețire și de ridicare, de ondulare a genelor, se poate face o vopsire. Dar diferența între acest tip de vopsit clasic și cea de după laminare este tocmai vopseaua care se folosește. Acolo trebuie folosită un tip de vopsea specială, tocmai pentru a nu cumva să intre vopseaua și substanța oxidantă folosită, să nu intre în contradicție cu substanțele folosite la laminare și să strice efectul. Deci acolo se obține un dublu efect de întoarcere, de curbare a genelor și de vopsire, de colorare a genelor. Cum alegem culoarea potrivită? Se poate să le vopsim și maro închis, se poate, negru? Se poate, depinde, doar că genele fiind constituțional, având o culoare mai închisă, fiind negre, toată lumea preferă negru, bineînțeles. Acum, am avut și cazuri în care am avut persoane foarte în vârstă, care fiind foarte cărunte, cu o piele foarte albă, ar fi fost ușor nenatural să aibă genele foarte, foarte negre. În urma vopsitului rămâne și un contur ușor, pentru că se vopsește și baza genelor, deci și pielea ușor se colorează în jurul ochiului și atunci ar fi fost un contrast mult prea mare. Ei, acolo se poate alege un maro închis, tocmai ca să nu... sau se poate alege un grafit.
un negru, deci la limita, da? Deci vopsea gri spre negru, ceva de genul, de genul acesta. Dar în general se alege vopsea neagră. Acum și la vopsea, și la negru se pot alege vopsele cu reflexe și ele sunt și mai speciale, tocmai pentru că în momentul în care sunt șterse, genele au reflexe albăstrui sau pot să aibă movulii, da? Deci pot să aibă reflexele celea mov, arată și mai interesant și arată, poate să arate foarte bine. Dar asta sigur că se discută cu clienta și se alege o culoare cât mai aproape de ceea ce își dorește clienta. Deci nu poți să te impui. Este în funcție de preferințele fiecăruia. În funcție de preferințe. Poți să faci o recomandare sau poți să faci un vopsit cu reflexe la anumite evenimente, știu eu, la o petrecere în care poți să te pliezi pe un machiaj care va fi făcut și va avea reflexe mov sau va avea reflexe albastre. Sau poți să adaptezi reflexele la ținuta care o va purta. Deci, mă rog, se poate. Da, se poate aborda în funcție de evenimente, dar oricum este la înțelegere și la în urma discuției cu clienta. Ei bine, hai să vedem cât timp va sta Maria cu vopseaua pe genunchi. La gene, vopseaua se, mă rog, are un timp de acțiune între 15 și 20 de minute. Cam asta e perioada în care trebuie lăsată să acționeze. Perioada este, mă rog, se ține, poți să ții seama la alegerea duratei și de calitatea firului de păr. Dacă am niște gene care sunt subțiri, moi, fine, normal că ele se vor vopsi mult mai repede, se vor impregna de vopsea mult mai repede decât niște gene care sunt mai groase, mai lungi, au o anumită consistență. Și atunci acolo va trebui, poate, să mergi către cele 20 de minute. Fiind un aspect cât mai natural, cam cât timp durează? Până la o lună. Deci efectul poate să fie vizibil până la o lună. Aici depinde și de cât de dese sunt genele, da, deci constituțional, depinde foarte mult de cum sunt genele, de cât de dese, de cât de bine stau și iarăși contează foarte mult și poziția pe care o are clienta, că multe cliente, din păcate, pot să fie ușor nemulțumite că nu știu, vopsitul nu a ieșit foarte bine, că nu se vede foarte bine pe genele inferioare, dar contează foarte mult și poziția ochiului în timp ce stă cu vopsea. Maria e o clientă ideală pentru că nu clipește, nu strânge ochii, dar există niște reflexe pe care fiecare le are și pe care nu le poate depăși. Oricât aș încerca eu să-i spun nu strângeți ochiul, ea strânge. Nu clipiți, clipește. Nu e o poziție naturală. Omul e obișnuit să stea cu ochii închiși în timp ce doarme, noaptea. Nu în timp ce îl pui să stea cu ochii închiși. Atunci sigur o să vrea să-i deschidă. Deci sunt mai multe criterii care fac ca vopsitul să fie sau nu reușit din punctul ăsta de vedere. Și normal că contează și calitatea vopselei și asta este foarte, foarte, foarte important. Sau, de exemplu, poate să fie niște pleape ridate. Niciodată acolo nu o să ai o calitate extraordinară. Adică făcând comparație între un ochi ca al Mariei, care e fără riduri, nu are și stă foarte bine în timpul operațiunii și o pleapă ridată, întotdeauna va fi un pic de diferență, din nefericire. Noi ne străduim să și fiecare își dezvoltă anumite tehnici în așa de aplicarea vopselei, în așa fel încât să fie rezultatul să fie cât mai aproape de perfecțiune, de ce-și dorește până la urmă clienta. Există anumite interdicții pentru împiedicarea acestei vopsiri sau? Da, sunt probleme, pot să apară probleme legate și de ochi, adică, mă rog, să fie în interior, da? Deci să aibă probleme, de exemplu, conjunctivită.
sau să fie un ochi iritat de prea mult stat la calculator. Sunt persoane care lucrează și stau 8 ore cu ochiul în calculator, pot să aibă ochii iritați, injectați, sau pot să apară afecțiuni ale pleoapelor, deci ale pielii de pe pleoapă. Da? Și atunci iarăși este o problemă, poate să apară o problemă și să fie cu interdicție pentru vopsit, până când sigur că se rezolvă problema și se tratează corespunzător din punct de vedere oftalmologic. Altfel, sigur, și cum spuneam și la început, și alergia la vopsea. Dacă ești alergic la vopsea sau la oxidantul care se pune în vopsea, nu ai ce să faci, nu ai altă cale decât să renunți la această operațiune. Ei bine, cred că Maria a stat suficient, da, suficient cu și vopseaua pe deja sprânțene. Începem să îi ștergem, să îndepărtăm vopseaua. Dacă n-am vrut să-i facem un întuneric complet așa a Mariei, De cele mai multe ori când fac vopsitul și când, după ce aplic vopseaua, pun două comprese umede peste pleapă pentru că e mai ușor de suportat această perioadă de stat cu ochii închiși fără să fie noapte și fără să dormi. Dar văzându-o pe Maria că are o ținută bună, am să și vedem cum acționează vopseaua. Folosiți o anumită soluție pentru îndepărtarea vopselei? Nu, se spală foarte ușor cu apă. Nici nu ai nevoie să folosești o substanță, o soluție deosebită. Trebuie doar să ai la îndemână picăturile pentru ochi. Dacă se întâmplă ceva și apare vreo problemă legată de, știu, vezi o anumită iritație sau nu, se întâmplă ceva sau poate din greșeală să mai intre în ochi, vopsea să nu deschizi. E bine să fim precauți. E bine să fim precauți, dar altfel să știți că nu e necesar neapărat să fac să punem picături. Deci nu e. Dacă nu e necesar, nu e obligatoriu. Iată o metodă simplă. Pur și simplu folosim dischetele de demachiat și doar apă. Că trebuie să fim atenți și să ștergem foarte, foarte bine, să ștergem cu dischetele care să nu fie foarte, foarte îmbibate în apă, deci să fie îmbibate, dar nu foarte tare, în sensul că apa să nu curgă, să nu picure în ochi. Ei bine, am ajuns și la final. Aspectul arată deosebit și este un aspect foarte natural, ceea ce este foarte important. Da, într-adevăr, arată foarte bine și Maria va avea o privire foarte expresivă, după părerea mea. I-am pus un pic de cremă în jurul ochilor, pentru că ștergând totuși cu apă, n-am vrut să îi rămână pielea uscată. Și să fie și să protejăm, chiar dacă suntem la o operațiune de înfrumusețare estetică, așa, deci o parte estetică a cosmeticii, totuși trebuie să ne îngrijim și de piele. Într-adevăr, doamna Simona, noi vă mulțumim foarte mare mult plăcere pentru sfaturile utile pe care ne le-ați oferit și astăzi și ne vom revedea în curând. Iar noi, dragilor, ne revedem și data viitoare cu lucruri interesante. Până atunci vă doresc să aveți o zi minunată, plină de zâmbete și să fiți frumoși. V-am pupat!